Casa Județeană de Pensii Olt a anunțat că începând cu data de 1 ianuarie 2023, cuantumul ajutorului de deces a crescut de la 6.095 de lei, cât a fost în 2022, la 6.789 de lei în cazul decesului asiguratului sau pensionarului și de la 3.048 de lei la 3.395 pentru decesul unui membru de familie al unei persoane asigurate. Începând cu data de 1 ianuarie 2023, cuantumul ajutorului de deces a crescut de la 6.095 de lei, cât a fost în anul 2022, la 6.789 lei în cazul decesului asiguratului sau pensionarului. În cazul decesului unui membru de familie, al persoanei asigurate sau pensionarului, valoarea ajutorului de deces este de 3.395 lei, comparativ cu 3.048 lei în anul 2022. Ajutorul de deces se acordă unei singure persoane, fie că este vorba despre unul dintre soți, copiii, părinții decedatului sau a oricărei persoane care dovedește cu acte că a suportat cheltuielile de deces. Ajutorul de deces se acordă în baza următoarelor documente. Cerere privind acordarea ajutorului de deces, certificatul de deces, actul de identitate al solicitantului, acte de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul și dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces. În cazul în care decedatul nu are pe nimeni, banii pot fi solicitați de orice persoană care dovedește cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces.